Prețul locuințelor se apropie de pragul psihologic de 2500 de euro pe metru pătrat. În Cluj găsești cele mai scumpe case. Orașul înregistrează cea mai mare creștere, 30% față de anul trecut. Tot cu 30% a crescut și piața chiriilor de la o lună la alta, iar cererea de achiziționare a unei locuințe cu 13%. Ce e scump pentru noi poate fi ieftin pentru alții. Bucureștiul ocupă locul 4 în clasamentul Uniunii Europene al celor mai accesibile locuințe în funcție de salariile medii din fiecare țară. Discut despre situația imobiliarelor din capitală cu Daniel Crainic. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua! Spuneți-mi, cum arată la momentul actual piața imobiliară din București? Este sau nu cerere? Există cerere pe piața imobiliară, însă există și modificări. Nu mai suntem în aceleași condiții de piață, la fel ca acum 2 ani sau anul trecut, când se tranzacționa foarte repede, asta și pentru că prețurile erau foarte atractive. Într-adevăr, piața imobiliară rezidențială a cunoscut creștere importantă în ultimul an, dar în continuare asta ne face să ne plasăm și e valabil pentru București, dar e valabil și pentru alte orașe din România, unde salariile sunt destul de bune, mă refer la Timișoara, la Brașov, La Iași. Orașele noastre sunt în continuare foarte atractive dacă e să comparăm cu ceea ce se întâmplă în Europa. Chiar dacă poate am înregistrat creșteri de preț în ultimele 12 luni mai mari decât în alte țări, dacă e să privim raportul acesta și indicatorul de accesibilitate la locuințe, totuși în puține țări un cuplu de tineri în jurul vârstei de 30 de ani pot accede la statutul de proprietari. Dar cum explicați faptul că prețurile noastre care tocmai s-au mărit sunt totuși accesibile la nivel european? Să fie totuși singura explicație salariul mediu mai crescut în alte țări față de țara noastră? Da, se reduce mult la două lucruri, la puterea de cumpărare, dar se reduce mult și la ceea ce înseamnă a fi proprietar. În România suntem legați cumva cultural de acest statut de proprietar. Există o piață foarte activă, foarte dinamică și avem locuințe accesibile. Locuințele accesibile au spat un cost de construcție, care la noi încă este unul permisiv, bun față de alte țări europene, iar în costul de construcție intră costul terenurilor, intră costul manoperei, nu doar materiale de construcție. Și cum preconizați că va arăta piața imobiliară anul viitor în contextul în care vedem că materialele de construcții sunt tot mai scumpe de la o lună la alta? Credem că această creștere accelerată a costului cu materiale de construcții se va estompa și poate în anumite zone pe materiale de construcții vom vedea chiar și un recul, chiar și o revenire. Credem că pe termen mediu prețurile la apartamente vor continua să se consolideze, cel puțin în orașele mari din țară, acolo unde există un șomaj mic și o activitate economică importantă. În același timp, nivelul veniturilor probabil că va continua să crească. Tot în același timp, cred că pe perioada imediat următoare, anul acesta, următoarele 12 luni, vom vedea un timp mai mare de tranzacționare decât până acum, tocmai pentru că, într-adevăr, prețurile la apartamente au crescut și a crescut și costul de finanțare. Domnule Crainic, vă mulțumesc tare!